Echipele din Câmpul Lung au participat pe parcursul acestei săptămâni la faza locală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la Basket Gimnaziu. După seria meciurilor din grupe, joi după amiază, în sala de sport de la Colegiul Național Pedagogic Carol I, s-au desfășurat finalele competiției din care urmăriți aceste imagini. În prima dintre ele, cea a fetelor, echipa școlii gimnaziale Sfântul Iacob a dispus cu 40-8 de Colegiul Național din Nicu Golescu. Finala băieților s-a jucat între reprezentantele acelorași instituții de învățământ, iar școala gimnazială Sfântul Iacob s-a impus încă o dată scor 45-17 în fața colegilor de la Dinicu Golescu. Thank you.